Doamnelor și domnilor, începe cronica cârcotașilor cu Huidu, Căinușă, Bebelușele, Dezbrăcatul, Mistrețul, Puștiu, Tony, Mariaci de la Cronica, Trupa, Jukebox. E prea mult, am asigurare pe 3 metri, să știi. Doamne și domnule, este din ce în ce... Oprește trâncăniciul ăsta. E din ce în ce mai greu să ajungi la studio. Așa este, oameni buni, pentru că studioul se află în apropierea Bucureștiului. Da, e adevărat, e chiar în București, dar se află în cartierul plenipotențial și rezidențial Pipera lui. Alargaia cu cine ne-a mutat aici să-mi ar ochii din cap, care ajung în 4 ore și plec în 2 jumate. Calmează-te, uite-te puțin, nu ți se pare că semăn cu Robocap, aduc așa puțin? Aduce Robocap, tu mai mult, puștiu și mai mult. Doamnelor și domnilor, începe cronica cârcotașilor, de asta dată motorizată. Mi-a zis frate mi-o să zic de ăștia că nu i-au dat reducere deloc. Deci scooterele astea sunt scumpe, poate vă lăsați altceva. Lai. Cum se scoate asta? Ce se scoate? Asta, cum se scoate? Aia nu se auzi, scoate. Robocap, cum își scotea asta? Greu, foarte greu. În această seară, la Cronica Cârcotașilor, politicienii s-au lansat în campanii. Și Guță dansează. Sau, mă rog, vorba vine că dansează. Pâlbuțele din televiziuni sunt prezente. Sandra Stoicescu are așteptări ciudate. Bună seara, Gabi, bună seara tuturor. Sandra, sunt, aștept mielul pentru confuzie. Lumea a petrecut de Paștele Blajinilor. Salamul de unde l-a? Din Italia. Vine topul rușinică. Sunt joace toți dezbrăcați. Arbitrii să umble dezbrăcați. Avem campionatul mondial de râs. Azi e sâmbătă, mamă. Știți ce se sărbătorește? Nu știe, mamă. Este ziua mondială a râsului. A râsului. Către rețeaua Rom Telefon vor fi formate din 10 cifre. În loc să mărească, n-ai fi pensie. O scenetă care vă ajută să descoperiți noua numerotație telefonică. Alo. Patrici la telefon. Facem o incursiune în visele Anei Leșcova. Cu aripile care mi se desfac și zbor deasupra pământului, nu pot să mă apăr, știi? Și mă epuizează total așa. Dezbrăcatul e în formă. Îmi place savarina. Prăjitura. Da, Mir, nu mi-a venit apă în gură. Și la final ne cântă Smiley. Asta o să vedem în această seară, evident, la Cronica Cârcotașilor. Domnul Mișu, dar te văd buciumaz, bucinat. Mi s-a micșorat capul de la cască. Da. Ori mi s-a mărit cordeluța asta, ceva da? S-a întâmplat, nu știu ce se întâmplă. Da. Trebuie să spun că era casca colegului Sorin Grosu, de la Sunet. Da. Acum înțeleg de ce nu aude nimic el. Revenim. Avem o emisiune... Da. Evident, e foarte strânsă. Da. Avem o emisiune care, evident, se bazează pe voi, telespectatorii noștri, care ne trimiteți pe www.crcotașii.ro tot ceea ce vă trece prin cap. Da, partea bună este că voi trimiteți noi luăm banii, dar nu contează asta, pentru că o să facem 5 la sfârșit. Tu ce spui? Am vrut să-i încurajez, o să facem cinste odată. O să facem cinste la sfârșit, avem niște excursii pentru voi la sfârșitul sezonului. La sfârșitul emisiunilor. Salutare, cronicuța reapare și începe în forță cu bâlbuțe și chifteluțe din televiziune. Pam, pam. Prima pe listă este Irealitatea, unde domnul Prelipceanu, cel mai mare șoarece de bibliotecă prezent la televizor, face praf niște procente. Până la această oră au votat peste 400 de români, iar scorul este în favoarea Bulgariei. 55,6% pentru România,
și 44,3% pentru Bulgaria. Cu siguranță procentele sunt invers, pentru că, repetăm, scorul este în favoarea Bulgariei. Și noi de unde aflăm adevărul istoric? Nu știm dacă ea confruntarea noastră milenară cu bulgarii se încheie pe scut sau sub scut. Până la această oră au votat peste 400 de români, iar scorul este în favoarea Bulgariei. 55,6% pentru România și 44,3% pentru Bulgaria. Cu siguranță procentele sunt invers, pentru că, repetăm, scorul este în favoarea Bulgariei. Și domnul Prelipceanu nu este singurul cu probleme de la Irealitatea. Acolo toate informațiile sunt codificate, adică una scrie, alta zice. Până acum 3161 de persoane au votat pe site-ul www.realitatea.net, 48,02% în favoarea României, 51,98% pentru Bulgaria. E clar, e o politică a postului de confuziune și dezbinarea informației. Trecem la ProTV, unde zilele libere de la început de mai au devenit prilej de transmisiuni în direct de la malul mării. Dacă aruncăm o privire împrejur, am putea vedea că plaja a fost reanimată. Nimănui nu i-a mai păsat de vremea capricioasă de afară. Noi credem că au băut rockerii și s-a îmbătat reporterul, unde mai pică și-a luat și un mir cu bere peste ochi, de riscurile meseriei. Tot la mare s-a deplasat și tolomacul de pe doi. Unde? La Costinești. De ce? Ca să se facă de râs. Dumneavoastră s-o iau de nevastă. Final, finalul nemaipomenit. Te-am văzut, știi ce ai de făcut? Una mică, fără lovele. Ție și celor care te ascultă, mult respect. Dar asta nu este singura emisiune unde sare banda. Dimineața la Național Carbo TV e jale. Ăia nici nu nimeresc melodiile. Te joci cu mine, faci ce vrei. Mă minți spunând că e ora 3. Stai! Filipinescu! Mai Filipinescu! Ai mâncat prea mult, ești băut? Filipinescu! Te doare capul? Băi, Filipinescu! Deci vrei să te... Făceam de dimineață? Băi, Filipinescu, că acum te altoiesc în sfânta zi a doua! Hai, poate reușim să punem piesa corectă, zic, dacă nu... Tudor, să-l bagi după emisiune! Credeți că s-a reparat? Ei bine, pârdalnicul de CD se încăpățânează să nu cânte ce trebuie! Nu se poate. Vai, sunetistul de la Carbo TV nu mai încasează la final de lună două baxuri cu apă plată și trei peturi de suc din viitorul salariu. Amendă pentru că și-a prins urechile. Da, să știți. Dar ce contează sunetul când imaginea... Foarte... Imaginea, oameni buni. Vizibil. Aș vrea să inventez o telecomandă care să facă să sară CD-urile așa în direct. Eventual să sară în aer la playback. Cum începe unul cu... Băi, Bin Laden, bă, ăsta-i terorism. Nu, terorism e ăla muzical de acolo. Fetelor, dansați, da? Tot așa... Cine, cu ce putem? Bebelușele noastre, Oana și Delia. Deci putem și noi. Da, da. Foarte bine arătați în acest carmin. Sau cum se cheamă culoarea asta, carmin? Ți-a fost frig la un moment dat, că am văzut că ai început să tremuri și mă gândeam că poate o fi frig în studio. Oana, să știți care să... Fetelor, Oana, să știți care să vă spună ceva puțin mai târziu. O să-i monteze și ei grosul la valieră, ca să poată să vorbească liber. Să... Dar de ce să spună, că poate să arate? Nu, adică... nu, să n-arate nimic. Nu, despre ce e vorba, deci bița, valuri, chestii de-astea. Mă rog, trecem mai departe. Doamnelor și domnilor, revenim la cronicuța noastră. Gata, mă, plecăm, ok, nu, bine, tu, mă, rămâi tu singur, na, dacă vrei, las. De când îmi doream chestia asta? Bine, deci așa singur cu cum sunt... Pardon. Așa singur cu cum sunt, vă prezint niște dilimachi. Tu știi că ieșirea e în partea ala? Uite-mă! Cum campania electorală a început, au fost săptămâna trecută tot felul de manifestațiuni cu dedicație. PSD-ul a mers pe mâna deci eminenței sale Tuciurii, care a făcut deci rost de miliarde de mici care are și care a tras o lansare populară cu pomană pe măsură. Bonuri să ne dea și nouă! Ca să statul și un ajutor vrem și noi pentru...
Bine, vorbim, da? În Bulzeala nu știm dacă a fost bazată pe ideologie sau pe foamea din foale, dar lansarea, frate, a fost un succes. Culinar mai mult. Am un bun, Petru, și eu și o operizoare. A fost sau dar numai la rând. Cine e? De la stânga ne facem puțin către dreapta și privim ce a mai rămas din minunatul PNTCD. O mână de nostalgici care s-au întâlnit și au moțăit cu gândul la minunatele vremuri bune, când cei 15.000 de specialiști făceau legea în Convenția Democrată. De la Iași? Sper că nu m-ați surprins moțăind. Domnul Lupu, dormind liniștit, că nici când erați la putere nu păreați mai treaz. În fine, trecem la mesajele electorale de la Tembeliziunea Română, unde Monica Ghiurcu face o confuzie de neiertat. Trebuie să trecem mai departe la următoarea formațiune parlamentară. Este vorba de UDMR și îl vom asculta pe președintele Uniunii Democrate Maghiare. Îmi asum răspunderea să declar răspicat că alegerile în România au devenit o școală a hoților. Hoți care fură nu numai voința electoratului, ci și bani pentru tot felul de pomeni electorale și pentru a cumpăra de la alte partide primari și parlamentari gata făcuți. Păi nu e posibil așa ceva, stimabilor, să confundați tribunul cu maghiarul. Te vreți să moară vaccin de inimă rea, e clar. Ungurii, evreii, țiganii, negri, oculta mondială și finanța internațională sunt de vină. Și aduceți niște medicamente, aici în studio. Fraților, veniți la vot să-i dăm mafiei peste bot. Îmi cer mici de scuze, am urmărit mesajul liderului Partidului România Mare. Este vorba de președintele acestui partid, domnul Corneliu Vadim Tudor. Hai măi, Găinușe, înțeleg, glumă e glumă, dar avem de prezentat, da? Stai că avem o vizită foarte importantă. Da. Să fim înțelegători, oameni buni. Au loc confuzii peste tot. Păi mai greșesc ăștia diagnosticele sau pacienții. Sau la ei este un nonsens. Ce nonsens, domnule? Medicamente! N-are voie omul să dezvolte mai multe personalități, că intervine imediat. De atma fia televiziunii, ia și ungure! Nem tu, domn, acest lucru, eu nu pot chivanuc. Vezi, domnule, că n-am nimic cu ungurii, medicamente! Am dezvoltat a doua mea personalitate care să luptă cu mafia românilor, fiindcă așa sunt eu, un luptător, domnule, medicamente! Ioi, iștenem, bine că ai adus aminte ce voiam, vă rog să faceți medicamente cu instrucțiune bilingve, pentru că să înțelege și eu ce boală am. Am boală pe mine! Așa am, jos ungurii, negri, homosexuali și evrei. Iar te-ai dă mine, băi, Vadime, ce boțuana mea vrei, mă? Bună că mă faci de râs personalitatea, băi, negrule. Și pe al meu, la fel, tâșic. Uite, frate, câte personalități a dezvoltat, mă rog, domnul Vadim, l-ați văzut. Mai multe personalități decât medicamente! Apropo de medicamente, când s-o inventa oare doctoria care face poftă de muncă? Aleluia! La Sfântul Așteaptă! Băi, estimați scârcotași, deci atâtea vacanțe în primăvara asta au dus pe apa sâmbetei cheful de muncă și așa proverbial al românilor. Lucrările bat pasul pe loc, iar aglomerația se menține la cote ridicate. Întrebați de reporter de ce nu muncesc și de ce n-au ritmul susținut de politicieni? Ei bine, muncitorii n-au nicio treabă, n-a răspunde. Nu se face treabă că ne fofilăm. A fost și a fost de ajuns liberul ăsta de Paște. Le mulțumim pe această cale edililor care ani de zile au dormit în papuci și acum îngrașă porcul cu asfalt înaintea alegerilor. Totul petrecându-se evident cu muncitori care sforăie de mama focului și au dureri în cot de munca prestată. Aveți mult de lucru? Este. Dar nu vorbim acum că suntem în pauză. La cât a început pauza? Acum începe. Pe vremuri, pentru așa un răspuns, rămâneai în pauză definitiv. Acum, dacă îl dai afară pe nefericit, pleacă la muncă sau la ciordit în Spania și Italia. Aveți mult de lucru? Este. Dar nu vorbim acum că suntem în pauză. La cât a început pauza? Acum începe. Hai să punem pauză. Domnule și domnule... Băi, Dorele, ia uite aici noul ghid al muncitorului în construcții. Asta este și ce dacă, mă, băi, noi mai mult demolăm ce construcții. Băi, tași din gură, băi, deci uite ce moto are. Noi gândim, nu muncim. Ce vorbești, băi? Tată. Deci avem așa, avem capitolul obligațiile muncitorilor. Da, te rog, ia. Aparatura și utilajele se utilizează numai în timpul controalelor ca să nu se utilizeze, uzeze. Da. Îți mai trebuie o dioptrie. Pentru prevenirea accidentelor de muncă se recomandă evitarea muncii. Corect. Tipul pauzelor de lucru se interzice cu desăvârșirea munca. Normal. Deci, atenție, orele suplimentare și lucrul în exces afectează moralul celorlalți muncitori. Evitați-le!
Dacă un muncitor execută o lucrare, se interzice categoric ca ceilalți 7 să intervină. Ei trebuie doar să-l încurajeze verbal pe lucrător, corect. De genul, Dorele, haide-mi o dată cu ascuții. Asta e bună, da. Orice lucrare terminată în devans constituie un precedent periculos. Evitați-o, oameni buni! Așa e. Și în final, ce avem aici? Orice lucrare încheiată cu întârziere constituie dovada că a fost foarte grea. Tărăgănați munca! Și în final, vă rog, în final, oricât de mare este salariul, știm că orice lucrare executată în străinătate e mult mai bine plătită. Deci ce rost are, frate? Ce rost are? Ce rost are, bă? N-ai cu cine, bă? N-ai cu cine! Bagă niște muzică, mama e de muncă! Deci, oameni buni, dacă lălăelele și mucozitățile din nasul maneliștilor ne-a atacat pe la toate televiziunile, mai n-au pitecantropii, s-au apucat să facă și balet. Deci așa mari dansatori sunt, de te uiți la ei și te pufnește râsul. Am zis mari? Păi nu se potrivește. Micul minune încearcă niște pași de popularească vere. Băi, hai grijă să nu te vadă aia de la Teatru Bolșoi, că se prăpădesc de râs. Și hai, treacă, meargă, micul Adrian s-a descurcat cum s-a descurcat. Dar regele Guță de Maimuță, cel din țat, s-a apucat și însă țopăie. Câtă grație, cât ai burta tresăltând, ce babuin furios! Coane Guță, dacă ai dansa așa și la circa financiară plătindu-ți impozitele, ce bine ar fi, ce bine ar fi! Ce mi-a plăcut la mic, cum făcea așa! Mă gândeam totuși dacă nu era mai bine să-l protejăm pe Puștiu, că abia s-a întors la serviciu, să nu-l lăsăm să vadă așa ceva, dar te rog frumos. Ce crezi, că a pățit ceva? Nu știu, dar parcă nu prea arată bine, uite-te. Da, băi, săracu, băi, încredeam niște o reacție normală la supradoza de maneliști. Atenție, doamnelor și domnilor, avem o dedicație specială din partea trupei Jukebox pentru ăla micul de Vito și pentru ăla zvăpăiatul din țos. Alu Vito, alu Vito, hai la joc, să ne fie, să ne fie cu noroc. Cine-n horă o să joace, mare, mare se va face. Cine n-o juca de fel, să rămână mititel. A fost băieții de la Jukebox, se întreg pe ei, nu știu ce, și stă foarte bine lui Alex, uitați, primite, și Puștiu are el. A sosit după mult timp la noi la emisiune. E sigur că totuși s-a vindecat? Eu cred că nu s-a vindecat, săracul. Da, în fine, cred că are niște sechele, nu? De, nu numai sechele, deci eu vă spun, deci ăsta e un fel de Robocop, nu știu dacă ați văzut filmul ăla, Iron Man. Deci vă spun, știți, când merge scârție. Băi, Puștiu, ești și tu la fel de... Ești la fel de... Înfiorător, mă rog. Revenim în emisiunea noastră. Pe lângă înfiorătorii ăștia de Jukebox, pe lângă Puștiu, avem și niște fete la care să ne raportăm, să vedem cât de frumoase sunt ele și cât de urâți suntem noi. Înfiorați-ne, fetelor! Now you're gone, realize my love for you are strong. Uite și galeria Kiss FM, uitasem de a... Bebelușii noștri poate nu ați remarcat, dar ea, Ioana, s-a tuns. Extraordinar! Să știți că s-a tuns este o dramă la ea în oraș. Ea de la Universitatea Cluj, nu știu cum se mai bată cu ea de la CFR Cluj, astfel încât să ajungă campion în Steaua, cred. Mă rog, să trecem peste aceste mici răutăți, nu vreau să discut despre așa ceva în această... Deci, politică și fotbal nu facem. Să vă spun, deci când îi spun unui Mișu ce face Steaua, el are următoarea reacție. Mă rog, acum revenim la emisiunea noastră, că l-am mai potolit. Urmează domnul Hrubi de la Focșani. Ce face Steaua? Oh, Hrubaru? Hrubaru. Săptămâna trecută fiind extrem de afectat de noua emisiune la care se bocește de zor, Cove a încurcat sărbătorile. Când cu toții sărbătorim învierea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.
bun creștin și înarmat cu calendarul ortodox, rockerul Hrubaru, n-ai zice că e Vlavios, s-a dus să-l cadorisească pe creștin. Săptămâna trecută când m-am uitat la televizor am constatat că ai făcut păcate cu gura. Spune-mi și mie se mai întâmplă. Ți-am adus un cadou. Ți-am adus un cadou din partea Cronicii Cârcotașilor. Fii atent. Este un calendar creștin ortodox, da? Mulțumesc, pe 2008. Mulțumesc. Arată-mi și mie, te rog, cu degețelul tău, unde e sau când, în ce dată mai exact aniversăm, sărbătorim, ne bucurăm pentru învierea nașterii Domnului. Învierea nașterii. Doamne, apără și păzește. Ai spus-o în sfânta zi de Paști, când lumea stătea cu cozonacul și cu pasca la guriță. Așa este. Cu ușorul ciocănit în mâna stângă sau dreaptă, eventual, atunci ai apărut tu la canal și ai spus, Pios, evident, da, ai luat corect, o față corect, de aia, Pios. Corect, corect. Sărbătorim cu toții nașterea învierii Domnului. Învierea nașterii. Învierea nașterii Domnului. Mi-a rămas pasca știi, în gât. Știi ce se întâmplă, Cristi? Acum eu aș putea să spun că, de fapt, învierea reprezintă o naștere, o... Da. Adică ai vrea să o scalți, să o dregi? N-am de ce să o scalți, că asta cu cine ți-ai găsit? Cu cârcotașii să faci treaba asta? Știi ce se întâmplă? Cu toții suntem supuși greșelii, că nimeni nu este fără de greșeală, numai unul singur este cel fără de greșeală. Mai greșim și noi că suntem oameni. Într-adevăr, eram prins de încărcătura momentului, era o situație cu totul și cu totul specială. Dar știi că tu ai fost campionul. Da? Au fost unii ăia la TV care au spus Crăciun fericit, care au spus Domnul s-a născut, care nu știu ce au mai făcut și după aia a venit Cove cu cireșica după tort. Eu le-am îmbinat pe amândouă, adică și învierea și nașterea le-am pus acolo. Vreau să vă spun și vă mulțumesc din suflet că ați fost cu ochii pe mine. Credeam că la ora la care s-a difuzat emisiunea acolo la canal de zic mă uit doar eu și familia mea, dar mă bucur nespus că voi ați fost cu ochii pe mine. Asta e un semn bun, acum ce să zic. S-a uitat Huidu la televizor și a scăpat da, telecomanda și a căzut al naibii pe canal de, știi, bang! Și atunci ai spus. Nu, n-am ce să zic, deci nu pot decât să mă bucur pentru faptul că Șerbănică urmărește, mă urmărește. Promite-ne că nu mai faci păcate cu gura și transmite-le un salut cârcotașilor. Promit să nu mai greșesc, deși omul e suspus. Vorbește greșelicul. Frumos că încă n-au trecut sărbătorile. Da. Foarte frumos, foarte pios. Înapoi la cei doi mici păcătoși, cu cornițe sau fără, pentru Cronica Cârcotașilor, alături de Cove din fața teatrului Bulandra, Cristi Hrubaru. Pa, pa! Cove, ce băiat bun, ce băiat bun, ce băiat bun! Auzi, măi, mici păcătoși, ai zis? Măi... Băi, înger cu părul lung. Înger pletos, las că-ți arăt eu ție. Apropo, Cove, acum mi-am pus cornițele de sun rău, să știi că așa este. Tu și familia ta te uiți la emisiune la un moment. Hai, măi, nu-i spune. Când îl văd pe Cove, oameni buni, mi se pare așa un fel de cenușereasă la care nu mai vine zâna cea bună să-l transforme. Păi atunci când dispare zâna, cenușereasa ajunge la turci. La produs! Doamne, ce bazme horror! Pardon, nu doamne! Allah! Ce bazme horror! Sunt din folclorul norvegian din Stockholm. Nu credeți? Uitați-vă! Terminăm prima parte din cronicuță cu o știre tulburătoare de la irealitatea. Înscăunarea Episcopului Europei de Nord va avea loc în această primăvară la Stockholm, în Norvegia, unde va fi și reședința episcopală. Alo, râde Elena Udrea de voi și președintele Norvegiei. Băi băieți, capitala Norvegiei e Oslo, Stockholm e capitala Suediei. Din păcate, exact aceeași știre, nemodificată, este difuzată și ceva mai târziu cu aceeași greșeală în ea. Înscăunarea va avea loc în această primăvară la Stockholm, în Norvegia, unde va fi și reședința episcopală. Ne-am prins, hoților, vreți reclamă gratis la cronicuță? Micuță, bandiși ce sunteți. Mergem mai departe la antene, unde Mihaela are probleme cu matematica. Cât, ce vârstă are acum? A crescut? A trecut ceva timp de atunci? Din 69 e. Da? Deci da, are cât are? Are trebuie să aibă 27 de ani, 28 de ani, cam așa, nu? Da, da. Nu ne putem abține să nu constatăm că emisiunea seamănă izbitor cu Stupize, Stupize și că ea, Mihaela, are grave probleme la matematică. Dragă, bine că la tine în familie altcineva se ocupă de calcule. Cât, ce vârstă are acum? A crescut? A trecut ceva timp de atunci? Din 69 e.
Da? Deci da, are cât are? Are, trebuie să aibă 27 de ani, 28 de ani, cam așa, nu? Da, da. Apropo de calcule, în campania electorală toate primăriile născocesc acțiuni care să le evidențieze. Bună oară la sectorul 2 au fost premiați copiii care s-au născut în timpul Revoluției din 89 și care acum au împlinit 18 ani. Alexandru s-a născut pe 27 decembrie 1989 și este unul din cei 10 copii veniți pe lume în perioada Revoluției din 89. Azi a împlinit 18 ani și n-a fost singur. Păi băi nene, dacă sunt născuți în decembrie 89, cum au făcut 18 ani tocmai în mai 2008? Mai bine începea campania asta în decembrie, să iasă potriveala. Și la final, o bâlbuță bestială de politician de la Medelin Voi cu Cetire. Reprezintă un for profesional al judecătorilor care să... Inamovibilitate. Este așa, cam așa cum spuneți noastră. Inamovibilitate. Hai că e simpatic neam Medeline, n-a vrut neam să iasă cuvântul ăla arză la pămațe. Este așa, cam așa cum spuneți noastră. Inamovibilitate. Imona, Inomavo, Ivon, Inoma. Adică ăștia judecătorii sunt Imamovi, Inomavi. Cum să mă? Deci eu cred că se spune socheres. Mă rog. Doamnelor și domnilor, ce avem de văzut în continuare la Cronicuța, aflați imediat. Cum ai zis, mă? Mucles. În câteva momente, la Cronică, Viorica din Clejani își arată nurii. Deja aș vrea să țin mai ca cu gutuițile, măi, cânta cu caracili. Și să te duci mai la vale, până noi dat o carne moale. Petrecere mare în cimitire. Foarte frumoase tradiția. Pentru morți cântăm. Da. Avem rețete culinare originale. Am mâncat la Buzău o ciorbă de cocoșel. Ciorbă de păsărică deosebită. Vine dobul rușinică. De ce fată de pui, de găină bombardată. Și avem și niște jurături cinstite. Femei, mâncare-i pula. Vă rog, vă rog, vă rog. Domnul Chenic de Zuzoa la mâie. Doamne, îmi bapă, am făcut și mă, și mă, și mă, duram. Mă, că s-o oală în cap acum, de nu mai, nu te mai vezi bine, du-te, mă, de. Mă, ușor, de-o, schizofrenic, dracu, mamă, cu mă. Rămâneți pe prima! În câteva momente revine Cronica Cârcotașilor! S-a transformat dintr-o trupă de rocker obișnuit într-o trupă de jazzmen chinuit. Ce de e melodia asta? Nu e un jazz chinuit, este un jazz, dacă îmi permiteți, cuvântul care? Este acest, da? E un jazz înfiorător. Bravo, băieții, felicitările mele! Ale mele și ale lui... Cum îl cheamă? Zi-mă un nume de jazzmen de ăsta. Fără Miță Lambru. Nu mă, la noi jazzman, măi frate, mă, deși am înțeles că așa se vând toate țigăniile astea în afară. Hai mă, că Fără Miță Lambru a fost, nu, băi, lăutăreștile astea în afară se vând sub formă de jazz oriental, așa se numește, de jazz oriental. Ah, jazzman? Aura Urzicianu e. Yes, vezi? Jazzman. Cântați la fel de bine ca Aura Urzicianu? Nu? Nu. Cântați da. Sau vorbiți la fel? În fine, să trecem. Revenim la emisiune. Ceva... Avem niște tâmpări din televiziune, evident. Sandra? Foarte multe transmisiuni în direct zilele acestea, toate televiziunile s-au scremut să arate cât mai detaliat faptele și întâmplările din mini-vacanța de 1 mai. Până la ora 15, mai bine de 9 mașini au trecut pe DN1 spre capitală. Cum? Doar 9 mașini între Brașov și București? Dar când, băi, nene, la 1900? Până la ora 15, mai bine de 9 mașini au trecut pe DN1 spre capitală. Asta nu-i nimic, dar haideți să aflați câți oameni au ajuns în Bulgaria, turiști cu acte în regulă. Mai cumoți decât compatrioților, 20 de români au ales să petreacă ziua muncii
Franței, stând comod în hotelurile din Bulgaria sau Ungaria. Vai mama lui de turist bulgar, 20 de români acolo și se mai dau rotuns cu litoralul lor. Mai comoți decât compatrioții lor, 20 de români au ales să petreacă ziua muncii, stând comod în hotelurile din Bulgaria sau Ungaria. Îi lăsăm pe bulgari cu tot cu turiști și cu mașinile lor rechiziționate și ajungem la arhicunoscutul proces al lui Adrian Născase, cu și pentru căsuța din Zambaccean, strada Zambaccean, nu invers. Fostul prim-ministru Adrian Năstase este cercetat pentru modul în care a achiziționat o stradă din casa Zambaccean. Ei, hai că ai fost simpatic. Așa e, Năstase are o stradă, nu numai patru case. Fostul prim-ministru Adrian Năstase este cercetat pentru modul în care a achiziționat o stradă din casa Zambaccean. De la irealitatea trecem la Antene, unde Gabi Strâmbeanu știrea duce la absolut confuzia legată de Paște și de învierea sau nașterea Mântuitorului. Ce însemna în copilărie, în adolescență și ce mai înseamnă acum acest fior al întâmpinării nașterii Domnului, această săptămână luminată? Vai de capul vostru de lucrători păgâni care habar n-au de însemnătatea sărbătorilor de Paște. A înviat! De Crăciun se naște! Măcar atâta lucru să învățați și voi din notele alea informative interne ale lui Iuda, 30 de arginți Felix. Ce mai înseamnă acum acest fior al întâmpinării nașterii Domnului? De la Gabi Strâmbeanu știrea, trecem direct la Sandra, efectiv Storcescu, care are niște așteptări cel puțin ciudate. Bună seara, Gabi, bună seara tuturor, eu zic că merită, cel puțin pentru tradiție. Mihai, mulțumesc pentru informații și Sandra sunt, aștept mielul pentru confuzie. E greu când te întorci din concediu. Pentru cei care efectiv o pot ajuta pe Sandra cu mielul, îi rugăm să stea liniștiți în coloană, se vor da bonuri de ordine, să ajungă la toată lumea. Mihai, mulțumesc pentru informații și Sandra sunt, aștept mielul pentru confuzie. E greu când te întorci din concediu. De fapt, o cheamă efectiv Sandra. Eu aș fi vrut să ne abținem de la glume ieftine cu mielul, le lăsăm altora care le fac la 21 mână, mă gândesc. Mai ales dimineața. Te referi cumva la aia răi? Răi, da, mulți. Fetelor, dans. Văzut mai devreme, este Puștu, care a revenit la noi în echipă. Felicitări, Puștule! Bravo! Să știți că este foarte bine, foarte bine reparat. Asta chiar vreau să vă spun, n-a scârțit deloc. Dar știți de ce a dispărut? A jucat... De bine ce era reparat! A jucat în filmul ăla nou, Iron Man. Iron Man, da. Vreau să vă spunem despre Puștu, că dacă vă faceți aminte, la un moment dat s-a dus la el domnul Grubaru cu o șarlotă. Acum a avut parte de două șarlote. Băi, vezi că faci diabet, tu. Doamne, ferește! Bebelușa Oana are să spun ceva bebelușelor din lumea întreagă, din România, de peste tot. Ia zi cu cuvintele tale. România. Le aștept duminică la ora 12 în Club Cristal. Da? Trebuie să se înscrie pe site la Cârcotaș, pe prima pagină. Este o fișă de înscriere, așa că intrați pe site și uitați de mai multe detalii acolo. Da, deci bebelușa Oana vrea să vă ducă în Ibița, asta nu am mai precizat. La vară, bebelușelor, asta dacă era, vreți să duceți, da. Este foarte, foarte bine. Ai avut cuvintele la tine, dar nu chiar toate. Până la sfârșit emisiunii pe rând, așa. Pot veni și băieții? Nu, doar fetele. Da, așa, dar ce, că am văzut că acolo în Ibița sunt foarte mulți bătăni. Sunt acolo suficienți. Dar așa am că un prieten la Casa TV care ar putea să vină să-ți spună mai multe lucruri. L-am văzut și aseară, era foarte împopoțonat și vorbea despre niște lucruri. Da, mă rog, te rogăm frumos, dă-te la o parte de aici, dă-te la o parte. Nu trebuie să zici dă-te la o parte, se spune mulțumim bebelușelor. Nu, că sunt niște fete rala. Mulțumim bebelușelor, veți vedea în cele ce urmează că noi promovăm aici talentul la dans și distincția, nu ca alții. Te referi la colega lui Dani și colega lui Răzvan? Da. Auzi, măi, bebelușelor, voi știți să schimbați un cauciuc? Că ea știe. La Răzvan și Dani în emisiune continuă căutarea ucenicei. Dar se pare că nici domnișoara Mantea, aleasă la începutul transferului către Antene, nu se simte prea bine. A obosit puțin. Du-te, Radule, la ea. Păi de ce să ne... După două ore de chef, ele tot timpul sunt deșculțe.
Pentru așa un comportament dubios, băieții i-au dat i-au dat colegei să facă ce știe ea mai bine. Să renunțe la textilă și apoi au trecut-o la munca de jos. De exemplu, să schimbe roata la mașina emisiunii. Hai că e sexy foc. Cum fata mantea nu prea are ce să arate la bust, băieții au chemat în studio femeia cu cele mai mari țâțe din showbiz. Veorica din Clăjean cu cele 200 de chile în viu din dotare. Vă rog eu frumos! Am o rugăminte la domnii cameraman, mai încolo șaseară și eu mai zdabă. Vă rog frumos că toată lumea zice, sunteți prea grasă la televizor. Domnul Radu, umblați un pic la... Facă ceva. Băgați-o pe slab. Știți? Nu filmați la țâțișoare. Bine că te-ai dus și la ei în emisiune, Veorico, să vadă ăștia micii ce înseamnă femeie adevărată. Nu cazi frigitele alea de tot vin pe la ei până emisiune și cântărești și tu melodia aia arhicunoscută cu țâțișoarele ca să fie show complet. Aole! Să te joci cu țâțile mai, ca cu gutuițile mai, cânta cu cagacili și să te duci mai la vale până ai dat o carne moale. Dar mai schimbă și tu repertoriu, că pe asta o știm pe din afară tu. Te dovesc cu șorțul roșu, te-ai tăvălit ca cocoșu, ce fel de ce fel de coac o să fii, tu basul să tot ții. Veorica e nobilă și e galantă, vocabularul îl ține-n geantă. La gură-i slobodă, vorba-i spurcată, Răzvan și dă. Curcato la 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 Ce crezi că este colegul nostru, Alex? A, da, este bariton? Stai un pic, că am zis perfect. Ia uite, perfect, ce uite ce e. Mă rog, în fine, ai o mică greșeală. Nu, dar nu contează asta, nu. Ia uite-te, mi-a intrat ceva în ochi. Ia. Wow, ce pupilă mărită ai, frate. Auzi, stai un pic, stai să-ți iau și pulsul. Ha? E ceva grav, ai idee? Aolo, e destul de grav. Ia, scrie pe foaia asta, scrie-ți numele. Da, da, hai, te rog, hai un pic, scrie. Acum. Scrie repede, scrie. Am scris. A, așa. Dar ce-mi trebuie? Cu ce scrii, mă, scrie. Nu mai vezi să scrii. N-am pix, mă, n-am pix. Dați-i un pix să scrie numele. Unde e pixul? Unde e pixul? Cine mi-a luat pixul? Dați-mi pixul, dă-mă pixul în coace. Uite aici, am scris, uite. Scrie-ți numele acolo. Huidu, dar la ce-ți trebuie? Ia, uite, Huidu, la ce-ți trebuie? Dar nu-mi trebuie mie, ție o să-ți trebuiască. La ce o să pățești acasă? Cum te-ai uitat tu la fata aia, la mantea? O să uiți și cum te cheamă. Să nu uităm, pe următorii i-a pognit somnul pe unde nu te aștepți. Mare sărbătoare mare în Românica. La o săptămână după Paște, în prima zi de luni este Paștele Blajinilor, adică tot românul se duce și chefuiește în cimitir pentru cei trecuți în lumea dreptilor. O zi bună pentru toată lumea. Enoriașii se îmbată cu motiv, popa ține pomelnice și încasează bani peste bani pentru asta și dacă îl întreb, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Moare-te, ape, moare-te, călcând și celor din mare minute. Aveți multă treabă în ziua asta de Paștele Blajinilor. Din, da, din prea mulți oameni. De ce este această? De ce m-ați găsit pe mine? Cât privește sărbătoarea, ea a fost întoi. Deci, drept credincioșii au băut până când au căzut lați pe cavou, de-aia au scos gardenii publici din cimitir, împleticându-se de zor. Tot Paștele Blajinilor a fost sărbătorit și de etnia colorată, care a dus la cimitir grătară, veselie, cârnați mici și alte alea să vadă răposații ce bine o duce pe lumea asta. Am pregătit de toate, să vă spunem. Am pregătit mei, am pregătit carne de porc, de vită, de pasăre, de curcan, de toate felurile, inclusiv fazan. Am pregătit cârnați, salam, de la ouă, prăjituri, de toate ce am aici. Salamul de unde l-ai adus? Din Italia. Cam astea sărbătorile creștine la români și țigani, încă două, trei din astea și cred că trecem la altă credință, care să deranjeze mai puțin răposații, că de la atâta miros de mici care va să zică crapă și zombii și urlă și fantomele de groază, pardon, de poftă. Foarte frumoase, frate. Pentru morți cântăm, da. Pentru vii. De jale.
Dijale. Din mor, din asta, din mor. Pa tu ce crezi, bă, găinușă? Pa tu crezi că fumul de grătar afectează creierul? Dar nu știu, dar de ce mă întreb? Păi nu vezi ăștia în ce hal sunt. Haules, baules, dacă s-a oplut pădurile astea de grătare, India s-a adaptat. Adică? Avem haine de camuflaj să nu ne vede poliția când face focul. A? Și punem pe meclă măși de asta pentru fum de mici mâncață. Ce față de gusă e! Măi! Altă mască cu mustață n-ai găsit? Hai de pai de capul meu! Asta este piranda mea? Fă, dar tu de unde ai furat masca asta? Băi, ești chiar, mă! Tu nu vezi că asta e fața mea? Haolo, mă, cătă, ce s-a adaptat asta, s-a născut direct cu mască! Băi, alo, vă rog frumos! Deci, oameni buni, opriți grătarul ăla că facem hepatita! Auzi, auzi! Mulțumim! Mulțumim foarte mult, s-a oprit grătarul. Dacă vreți rețete de hepatită, priviți, frate, originale, din Africa. Lume, lume, ce ne-am face noi în epoca modernă dacă n-ar exista rețetele culinare și felurile speciale de mâncare? Începem cu busul de la ProTV să vedeți ce a îngurgitat nefericitul în ultima perioadă. Am pregătit pentru dres a doua zi de Sfintele Paști o ciorbă de păsărică deosebită. Ați gândul la ciorba de păsărică? Bun, ne? Adevărul e că am Hai, Mihai, să te văd și pe tine cum vrei. Am și ce vrei la... să plâng? Am mâncat la Buzău o ciorbă de cocoșel. Minune. E foarte bună ciorba de păsărică și borșul de cocoșel. Găinușe nu mai zâmbi pe sub mustăți, pardon, pe sub cioc. Dar să trecem și la rețete venite de la alte popoare. De exemplu, exotica Mbela s-a dus la Mihaela Rădulescu în emisiune și a descris în limba ei natală o rețetă tradițională africană. Kamata sakasaka. Cum zici tu? Socola yango. Se taie, da. Namai yamoto. Și dacă nu-și bagă mințile în cap, se taie bucățele. Tuta yango malamu. Ta, așa. Da. Kamata matungulu. Oh. Mafuta. Nambisi. Tokisa yango na moto. Elengi. Mă scuza, dar nu pot să mă abțin. E sakasaka aia care sunt. De ce înseamnă mafuta? În limba voastră, da. Nu, mă, dar vreau să știu ce înseamnă, e limba congoleză. Mafuta înseamnă ulei. Da. Și voi râdeți în halul. Deci partea aia rușinoasă din păpică este uleiul. Nu știm dacă Mbela e din Botswana sau nu, dar acolo dădeai și câteva monede naționale pe un ulei bun. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis le bucătar Ratatouille, chef. C'est mon nom, c'est chef. Și aș vrea pentru clientul nostru să vă ofer ce doriți dumneavoastră, vă spuneți. Parcă nu prea mai mi-e foame, dacă se poate. Prosti, prosti. Pot să vă pregătesc imediat ceva foarte ușor. În momițe, o ciorbică de păsărică, o savarină foarte bună. Bucătarul Ratatouille se găsesc o rimă. Vă pune pofta în cui? No, 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 no! Bucătarul Ratatouille vă dă ciorbică de pâine. Doriți o pupă zâmpănată sau poate o ciorbică de morcov tăiată la ciomu? Mai bine nu. Ciuperci la grătar aveți? Deci numai la grătar nu am, în rest am peste tot ciuperci. Poate doriți să încercați ceva nou de la noi. Ce aveți? La carte, cum s-a spune. Avem o gâsculiță, dar e cam scumpă și neștiutoare. Sau vă place mai mult cucul? Poftim? Deci cucul la rotisor, domnul. Poate vreți ceva normal. Vă recomand o găină bătrână care face o ciorbă completă. Vă aduc tot acum mult că avem tot aici. Lăsați, eu cred că m-am răzgândit. Poate doriți un desert exotic, vă rog frumos. Avem o negresă în sirop. Păi asta e exotic, am mai mâncat. De asta n-ați mâncat. Bela, Bela, vină dragă și aduce siropul, se poate? Lăsați, mi-a pierdut pofta. Mai bine băgați ceva în tren, vă rog frumos. Hai dragă aici, că avem și în tren. Eu nu mănânc așa ceva. Să zic de ce depinde. Bebelușele noastre, Ioana de la Cluj și Cristina de la București. Ioana de la U sau de la CFR? N-am înțeles că a fost un scandal foarte mare. Data trecută ai zis că ține cu CFR și au sărit băieții de la U pe forum și au zis cum? Cu nimeni? Cu niciun. Foarte bine, bravo, ia jocă handbal. Revenim, doamnelor și domnilor, la emisiunea noastră. Să știi că și Steaua
tot handbal, dar în fine, să... da. M-a anunțat cineva prin casă că avem niște mici teroriști aici în jurul studiourilor. Sper să scăpăm în această seară de ei. Dacă nu scăpăm... Ce teroriști? Teroriști mici și vers. Aoleu. Hăi, bă, hăi! Până una alta, top rușinică! Top, 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 top! Rușinică! Nu este nimic în neregulă cu televizorul vostru. Nu încercați să reglați imaginea. Te putem invada pe mii de canale. În următoarele minute vom controla tot ce vei vedea și vei auzi. Noi controlăm transmisiunea. Controlăm orizontala, verticala. Noi controlăm tot. Mai puțin tâmpeniile spuse în acest top. Top, 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 rușinică! Deci asta este legitimația mea. Azi am primit-o, sunt foarte mândru de ea. Că se uitau bodyguard-ii la mine cruciși. Se uitau bodyguard-ii la mine cruciși când intram în antenă. Că n-aveam legitimație, ei credeau probabil că sunt, mă dau șmecher. Uite-te ce față de pui, de găină bombardată am, uite. Bonjour, vă prezentăm rețeta zilei. Pui de găină bombardat sauté. O mâncare tradițională de Paște a românilor, puiul bombardat se găsește numai în studioul Antena 1. Uite-te ce față de pui, de găină bombardată am, uite. Și numai în pașnica zi de Paște. Uite-te ce față de pui, de găină bombardată am, uite. Modul de preparare: se ia puiul și se bate câteva minute până îi vine mintea la cap. Apoi se bombardează ușor cât să nu mai poată deschide gura și să-l pupe undeva pe Felix. Se uitau bodyguard-ii la mine cruciși când intram în antenă. Se adaugă drojdie, apoi se frământa bine și se mai introduce odată la foc mare. Îl mai batem un pic ca să se fragezească, mai bombardam un pic pe aici, pe colo, până iese drojdia pe nas și se lasă se fiarba în suc propriu. Uite-te ce față de pui, de găină bombardată am, uite. De consumat se consume singur, rece după 12 noaptea. Am văzut mai multe imagini astăzi la dumneavoastră și într-o pădure când se defrișau miei. În ultimii 30 de ani în România, peste 300 de miei au fost defrișați ilicit. Fondul forestoier al țării este în pericol. Să defrișau miei. Fenomenul de defrișare ilegală a mieilor este grav. Și în sud, și în nord. Pădurarii apreciază că în curând tot fondul forestoier va fi distrus. Să defrișau miei. Opriți defrișarea mieilor. O campanie inițiată de Fundația Gigi Becali pentru literatură și sport. Cine sare, cine sare, Borcea e, Borcea e. Cine s-a brânzat ca tractoriștii, Borcea e, Borcea e. Am fost la plajă, hău, hău, hău. Și unde l-am văzut pe un dinamovist de-al meu, un alt broșu? Dinamovistul meu, hău, hău, hău. Am vrut să fac plajă cu el, hău. Să-i mai vând o butelie, hău, hău, hău. Să ne bucurăm că am bătut Steaua, dar nu m-a băgat în seamă, cred că era stelist. Ți-am zis, Gigi, că te bat, Borcea e. Că ai zis că vrei să fii campion până la Paște, dar nu și după. Borcea e. Apoi, pe plajă, am văzut o dinamovistă cu buteliile pline. Păpușă, my name is Borcelatu from Romania. Și eu am butelii, dar nu ca astea. Ho, ho, ho! Pe umeri mi-am tatuat o butelie gazmetan să-mi fac reclamă. Și pe spate nouă emblemă Dinamo. Miau, miau, miau! Ca să câștigăm și noi campionatul anul, propun transparență. Adică să joace toți dezbrăcați. Și arbitrii să umble dezbrăcat, să nu mai aibă unde să bage șpaga. Mai puțin eu să am buzunare. Cine sare, cine sare, Borcea e! Doamnelor și domnilor, acesta a fost top rușinică. Ceea ce urmează să se întâmple la Cronica Cârcotașilor este un semnal de alarmă! Cred că este o rușinică în lanț, iată, uită. Nu este o rușinică în lanț, doamnelor și domnilor, am fost atacați, dar ne-am lăsat atacați benevol de asta dată de către reprezentanții Greenpeace România.
Alături de mine este cea mai blondă reprezentantă a grupului, care vorbește, oameni buni, vorbește și are să vă spună niște lucruri elevate și serioase. Te ascultăm. Vreau să vă spun că Greenpeace România blochează în această seară studioul Cronicii Cârcătașilor pentru a transmite un mesaj foarte important. Aveți dreptul să decideți ca 2% din impozitul dumneavoastră pe venit să meargă către Greenpeace și acești bani vor fi folosiți pentru a continua campania noastră împotriva organismelor modificate genetic și alte campanii de protecție a mediului. Pentru că cu toții iubim natura! Auzi? Adică tu vrei să zici că pe bannerul ăsta aici OMG sunt organismele modificate genetic. Și exact. Nu înseamnă o Mihai Găinușă, cum credeam eu. Nu, din păcate nu. Vreau să vă spunem că organizația Greenpeace este o organizație care nu este sponsorizată de societăți comerciale și persoane juridice, deci numai persoanele fizice pot sponsoriza Greenpeace România. Așa că mai stăm puțin legați în lanț aici. Eu am lanțul meu, să știți, nu s-a mai ajuns lanțul la mine, uitați-vă puțin dacă emisiunea poate. Merge mai departe. Noi ne întoarcem și ne dați drumul. Am lanț! Vă dăm drumul dacă ne promiteți că dați 2% la Greenpeace. Noi dăm, dar Eu dau 2% din impozitul lui Șerban, îl dau la Greenpeace. Bine? Ok. Că eu pe al meu nu mi-l plătesc, nu. Continuăm cu chifteluțele din televiziune. La ProTV, la studioul electoral, părintele Tarabă are o problemă cu mișcatul capului. Deci nici sculele nu mai suportă discuțiile politice, fraților. Trecem mai departe la un mesaj de bine adresat acționarului Turcu de la Dinamo, de un fan nervos rău de tot. Noi n-avem nimic nici cu fanul, nici cu Turcu, dar totuși exprimarea este mult prea liberă pentru un post de televiziune, iertați să fim. Iată, de exemplu, la OTV, înjurăturile decurg în mod natural. Aici troaca e plină. Zită, Nicole. Nici domnul Florian de Jnevărul lui. Ți-ai uitat grevițe când dădeai femei, mâncamei pula. Vă rog. Păi du-o de drecut. Vă rog, mulțumesc mult pentru intervenție, da. Vai, domnul Iuga înjurat de un pește în direct. Ce idilic sună. Pane Diaconescule, iar te închide ăștia la emisie, ai grijă. Zită, Nicole. Nici domnul Florian de Jnevărul lui. Ți-ai uitat grevițe când dădeai femei, mâncamei pula. Vă rog, mulțumesc mult pentru intervenție, da. De la OTV trecem la sora intra la audienței, televiziunea turcă Canal D. Ia uzi hal de emisiune. Hai să te b***a mea, aici. Auzi, Bogdan, îmi bag în fața ta și morții mătii și nu mai jurați pe mine că s***a oală în cap acum, de nu te mai vezi bine, du-te b***a mea de schizofrenicul dracu, mamă, că am început să-mi facă atunci. N-am mai putut să mă abțin. Ha, făcă-ți d***a. Zice dracu de cea de d***a și toate felurile n-a făcea. Nu s-a filmat. Dacă nu se dădea de post, că și cum s-au dădea de post, nu înțelegeai nimic. Auzi, fă, dar de ce puii mei nu i-ai putut una peste ochi de bagaboantă actiată după măritiști ce ești? Am încheiat citatul de la Cocina din Casa în oră pentru mamă, o emisiune extrem de educativă. Trecem la jalnicele concursuri de păcălitele spectatorii, unde duduile implicate își iau ce nu și-au închipuit niciodată că vor primi. Alo? Soluția? Soluția, da. Te pute cură. Frumos, foarte frumos. Interesant e că ori de câte ori le umple unul de respect sau le face plin frigiderul, fătucile au numai cuvinte de apreciere, gen bravo, frumos, foarte frumos și așa mai departe. Mă, vouă chiar vă place. Alo? Soluția? Soluția este să-ți dau la muie. Foarte frumos, foarte frumos. M-ați lăsat fără cuvinte. Peace on you too. Așa am putea să spun. Doamnelor și domnilor, acum bine v-ați dat seama ceva mai devreme. Studioul Cronicii Cârcotașilor a fost invadat de prietenii de la Greenpeace, care își doresc 2% din impozitul dumneavoastră pe persoană fizică, nu pe persoană juridică, pentru sprijinirea acțiunilor lor. Poate că sunt duri uneori și văd numai lucruri ecologiste, dar poate că e mai bine așa. Cum dăm banii? Cum dăm banii? Foarte simplu, mergem pe site-ul nostru www.greenpeace.ro. De acolo descărcăm un formular care se completează în 30 de secunde. Facem o copie după fișa fiscală, le punem frumos într-un plic la poștă recomandată și ajunge la administrația financiară de care aparțineți. De administrația financiară de care aparținem. Vreau să vă întrebăm, voi folosiți cuvinte de-astea mai dure așa când faceți... Greenpeace este o organizație care întotdeauna se ghidează după principiul non-violenței verbale, fizice. Peace! Suntem...
Peace. Am înțeles, peace. Dar aia când vă iau păsul și vă ba... vă mai întreabă de sănătate, așa, din când vă leagă, așa. Vă leagă ei. Pentru ei nu aveți vreo două, trei cuvinte sau e peace total în continuare? Peace. Este peace total în continuare. Peace. Ce vedem la cronică, aflați imediat? Imediat după publicitate. Avem imagini de coșmar din sportul cu motor. Hai, treci, treci! Ce mașină curtită a râsul? Ce fugea drept! Sărbătorim Ziua Mondială a Râsului. Să mor! Bețivii ne atacă, dar sunt simpatici. Am bușit o mașină. Două. Și firește sceneta cu numerotația telefonică. Sunt doamna Undrea și momentan sunt plecată la Bulgaria, unde e chiar urât. Rămâneți pe prima. În câteva momente revine Cronica Cârcotașilor. Cărcotașilor, trupa Jukebox și Jukebox. Păi așa le zice toată lumea, Jukebox și în sus, Jukebox și în jos. Da, nu s-au gândit să le zică Jukeboxeri, de exemplu. Nu, au fost foarte răi, au fost legați ceva mai devreme. Cel mai bun și cel mai bun outro pe care l-a cântat trupa Jukebox a fost asta când au fost legați. Dar chiar au cântat, n-a fost înregistrat. Da, a fost chiar... Nu asta, defect. Haideți să vedem mai departe în această emisiune dacă mai este ceva tot. În afară de trupa Jukebox și de mulțumirile tale. Dați drumul la emisiune. Le mulțumim celor care ne-au trimis chifteluțe pe www.cărcotașii.ro. Etc. Începem partea a treia cu cel mai nervos colaborator al canalului D. Domnul Crăciunescu, fost arbitru internațional, s-a enervat că domnul Cosmin cel înalt îl tot întrerupe la idei pentru a da legătura telefonică altcuiva. Mai puțin, haideți să-mi continui și o idee. Dacă e domnul Mureșan de la Cluj pe telefon, poate să mă aștepte. Nu trebuie să ne tăiați pe noi că intră domnul Mureșan. De ce este așa nervos, domnul? De fiecare dată când vreau să-mi spun o idee, vreau să mă tăiați că vine altcineva. Dacă vine altcineva, să vină altcineva. Hai, dar nu fi supărat la final de campionat. Hai. Dacă vreți să dați dați, dați domnul Mureșan să vă spun. Vă rog, te rog, Ion. Nu mai pot să continui ideile, că mă pierd. Bine, ok, la telefon e Iuliu Mureșan. Bună seara, domnule Mureșan. Mă auziți? Bună seara. Scute, ajunge blestemel. Domnule Mureșan, bună seara. Mă auziți? Vă auziți? Tăiați legătura și refaceți-o, vă rog. Ca să-și continue domnul Crăciunescu ideea, vă rog. Păi ce făcuși, bă, nea Cosmine? Întrerupsă și omul pentru un telefon care nici măcar nu funcționează? Aveți dreptate, domnul Crăciunescu, ardeți-l pe mujic. Ce să mai vorbesc eu dacă vine cineva din afară, imediat e mai important decât noi care suntem aici. Nu, eu sunt de acord să-i luați la telefon, dar să-i luați la telefon după ce noi terminăm noi ideile și pot să mă aștepte. Vreți să ne certăm în emisiune? Da, deci în emisiune. Vreau să mă certăm în emisiune, că știi că suntem prieteni foarte buni. E blestem, păi așa e domnul Crăciunescu. Rămânem la sport, dar trecem la ProTV, unde zâmbăreața Raluca Arvat ne informează cât este salariul lui Cristiano Ronaldo. Noua bombă sexy a lui Cristiano Ronaldo îi arată zilnic cât de mult îl iubește pe omul care câștigă 150.000 de euro pe săptămână. Am înțeles, numai că la finalul frazei, suma se modifică simțitor. Alex Ferguson i-a mărit salariul la 150.000 de euro pe an. Vai, mama lui de fotbalist, mare puțin și vine cu bani de acasă ca să joace la englezii aurâți. Și la final, să ne delectăm cu imagini din lumea sportului cu motor. Un pilot nepriceput l-a luat pe sus pe un mecanic de la echipa vecină și de parcă n-ar fi fost de ajuns, l-a călcat pe picior pe altul. Dar ăsta, din urmă, nici una, nici două, i-a aplicat o corecție soră cu moartea mama lui de nepriceput. Un mecanic s-a ales cu o tăietură la mână după ce a fost lovit de o mașină la boxe și n-a fost tot. În încercarea de a elibera pista, un alt mecanic a avut de suferit. Supărat, omul și-a vărsat nervii pe neîndemânaticul pilot.
cascadorii râsului, nu alta. Ia uite și pe ăștia, băi, frate, uitați-vă la ei. Ce poate așa ceva? Mai dai mă una din când în când, ce n-ai. Ce s-a întâmplat, mă, ceva, nene? Uitați ce mi-a făcut nebunul ăsta de pilot. Deci prima dată m-a călcat pe picior, după aia a dat în spate, m-a lovit în burtă, după aia mi-a rupt mâna cu retrovizoarea și la final... Când a scos mâna pe geam să se bucure că a câștigat cursa, m-a lovit cu ea peste bot. Ce să-i, domne, deci hica machine sunt eu. Ce vreau să vă zic, eu nu mai concurez, domne. Păi nu se poate așa. Că să strice mașina exact aia care a trebuit să mi-o repare. Dă-o încolo de drag. Deci am găsit în radiator doi mecanici. A, și un comisar de cursă. Uite, am și resturi din steagul lui de concurs. Dă-o încolo de drag. Ești nebun, domne, că m-a intrat și în safety car-ul ăla, domne. Păi dacă nu se dătea la o parte, de ce să fac? Dacă să te plângi că te lovesc, mai bine să-mi pui un claxon. Hai repede, marș la boxe, mișcă-te. Hai, pas alergător. Ia să fie de treabă. Chiar cum ar fi să aibă claxon? Fetelor, voi să nu vă accidentați la... azi! Bebelușele noastre consacrate, una bucată de Delia, invers, ai Delia, și una bucată de Oana. Măi, Oana, cui ai făcut tu cu ochiul, mă, la finalul dansului? Ia zic, cui ai pentru făcut? Cameraman. Pentru cameraman. Dacă intrați pe www.cricotașii.ro și sunteți tinere care știu să danseze foarte bine, să știți că Oana vă așteaptă să vă înscrieți acolo, dar vă așteaptă și duminică la ce oră, draga? 12. La ora 12, la unde? La ora 12. Auzi, măi, măi, alu. Club Cristal, da. Da. Vreau să spun că cameramanul are prietenă. Da, ne pare așa rău, că da. Noi o să continuăm. Fetele bune au prieteni cameraman, fetele rele se duc la Ibița cu Oana. Opa! Da. Mă duc la Ibița cu Oana. Fată, ai nebunit? Mă rog, la naiba unde am ajuns? Aoleu, am ajuns, doamnelor și domnilor, la ceva. Am ajuns de râsul lumii, ce să mai... Acolo am ajuns, ia. Ziua mondială a râsului sănătos, oameni buni. Vă rog frumos, priviți să-mi spuneți dumneavoastră dacă nu am eu dreptate. E ziua mondială a râsului. Avem acum o informație de tot râsul. Stimabil cârcotaș, în urmă cu ceva ani, un indian care n-avea ce face, ca toți indienii de altfel, a inventat ziua mondială a râsului. Și n-ar fi nicio problemă că în India faci haz de necaz mai ceva decât în România. Problema e că ziua a devenit, cum spuneam, mondială. Însă concetățenii noștri habar n-au de așa ceva. Este ziua mondială a râsului. A, să râdem atunci. Chiar n-am știut. Există totuși o speranță în România. Să știți că ziua asta mondială a râsului este sărbătorită involuntar la televiziunile noastre. Uite, de exemplu, câteva loaze care n-au ce face decât să se eclizească în camere. Se mănăs cu Monica la râs. Monica de la Ceantei. Ce-a fost cu Monica la râs? Ce de râs, doamne, nu înțeleg. Iată un nene care ar putea învinge pe toți indienii ăia cliziți, dar și la alte televiziuni râsul este sănătos și blond. Asta a fost ziua mondială a râsului, pe care am servat-o și noi cum am putut, că multă lume nu știa despre ce e vorba. Azi e sâmbătă, mamă. A, știți ce se sărbătorește? Nu știe, mamă. Este ziua mondială a râsului. A râsului? Mama a avut și mai tare. Ce să mai împolojim cu aceste? Auzi pe mine de la atâta râs? Mă apucă plânsul, să știi. Parcă am fi la festivalul ăla, râd de ciop de oală spartă, se aduce aminte? Parcă n-a fost niciodată mai de râsul plânsul țara asta tristă, plină de grupuri de umor. Normal, e campanie electorală și de-abia acum se văd cel mai bine candidații ieșiți de la glumeți.
Deci, pe bune, acum, din cauza campaniei, poporul, cred că s-a apucat de băut, mă. Nu, stai, pe, asta e ceva nativ, Venușe. Deci poporul s-a apucat de băut încă de când Burebista a tăiat viile, oameni buni. Cu drujba. Ne-am uitat la televizor săptămânile trecute și am aflat de existența unui aparat nou. Epilotestul. Dar de ce a apărut la epilotest ca să fi băut? Nu știu dacă a apărut. E foarte adevărat că după ce suflă șoferul în aparat, se pune concluzia, e pilit, domnule. Dar aparatul se numește etilotest, nu epilotest. El este făcut să-i prindă pe zurbagii care conduc băut și provoacă numai tragedii. De o tragicomedie este vorba și în imaginile următoare. Un domn surprins de câtă vodka a turnat pe gâtul de aramă a provocat un accident minor. S-a întâmplat, am ieșit din strada de acolo și... am bușit o mașină. Două. Mașina asta e... nu mai e de-astea performante. Și, dacă era una mai performantă, poate consecințele erau mai grave. Da, dar... știți care-i treaba? Ia să-mi. Dacă era de-asta mai performantă, puteai să o... Da, asta fuge. Da, ce? Rablă. Și acum, la ora regretelor, bețivanul este supărat că n-a folosit transportul în comun. Aveam și abonament pe autobuz. Și puteam să iau autobuzul. Vezi, măi, nene, dacă nu conduceai, filozof rămâneai. Un alt bețivan a fost surprins de data aceasta de poliție, chiar înainte de a face, doamne, păzește vreo boacănă de accident. Ia zi, mă! Dar ce ați băut? Lichidă frână. Da? Da. Ce bărbat tu l-a băut când te-a luat pe tine? Nu vă stăpâniți? Băierule, ia-i de aici, că dacă mă repet în ei... face accident. Deci care va să zică mai e și rău de cură, băi, nene. Cana să fi fost de fier, ce brand aveai. Și apropo de lichid de frână, e bun de băut. Te scapă de toate belelele, frânezi la loc de odihnă, la loc cu verdeață. Am spart o bancă în seara asta și m-a luat gata. Umbli cu păcăliciu să păcălești păcălitoare. Uite așa aș vrea să mor. Cu damigeana la picioare și sifonul între pedale și paharul sus pe bord. Cu Loganul sus în pom, că de aici se văd mai bine cei ce s-au lovit de mine în drumul meu necruțător. Se trage o beție, vrum, 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 carnetul nații-l ție, vrum, 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 și încă o lună, 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 vrum, 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 cu abonamentul în mână. Mulțumim foarte mult pentru această deosebită introducție. Da. Suntem Michi Bețivan Alexandrescu și cu... și cu mine. A, cu tine, cum te cheamă, mă? Nu știu că mi-au luat ăștia permis. Foarte bine. Deci împreună vă prezentăm emisiunea Pedala de Ebrietate la ediția de astăzi. Puteți afla din noroc. Ce putem să bem, dar n-avem voie când suntem la volan. Atenție, atenție, oameni buni. Deci, la volan nu bei. Așa, acum poți să bei. Acum, deci, da. Acum, dacă da. Ție, conducător auto, îți zic așa, deci poate ți-ai dat seama că tu conduci. Nu conduci. Conduci? Și ce faci dacă ți se face la un moment dat sete? Ți se face sete rău. Ce trebuie să faci ce zi? Să nu bei pe bursa goală. Nu, nu, corect. Așa că trebuie să spui un maio, o cămașă. Așa, da. Așa cu burta plină, băi, da. Frate. Trebuie să bei, dar ce? Știu, orice. Corect, corect. Noroc, hai noroc, asta a fost bună. Da. Doamnelor și domnilor, începem cu lichidul de parbriz. Fac lichidul de parbriz, poate să fie galbenă de parbrizești. Așa. Poate să fie sarica parbrițel, da. Și de ce nu un roze busuiacă de parbrizi, să deci. Asta e tămâiasă de parbriz. Asta e foarte de papa. Uite, asta e tămâiasă de parbriz, da bun, da bun. Ce aș vrea să fiu ștergător? Bă, dar n-am, dacă n-am. Ce? Dacă n-am lichid de parbriz, dacă n-am, să beau.
Gaz! Deci bei gaz că te pun pe CPE. Pe CPE. Dacă nu consum, ce pompezi? Așa, da, să știu, știu, acum știu. Apa din radiator. Niciodată! Niciodată, nu! Niciodată! De ce, e fierbinte? Nu, e apă rugineștă, ai nebunit. Bei orice altceva, deci bei ulei de la joșă. Așa. Spiritul din trusa medicală. Beau. Bei de stii stingător, orice, bă, bea! Beau, beau, bea! Dar cum mai opresc din băut după aia? Simplu, cu lichidul de frână, frate. Spune stop băutului. Fetelor, consumați! Pardon, dansați! Bash, bash, we in the building, now we feeling like, what is that? Let me see you go, mama, go, mama, what is that? Get your girls and put on a show, mama, what is that? Get it on the floor and dip it low, mama, what is that? Wah, wah, what is that? What is that? What is that? Let me see you go, mama, go, mama, what is that? Vreau să vă povestesc ceva. În primul rând, ceea ce am făcut noi aici, fetelor, să nu cumva să întreprindeți să ați mici în minore. Îți dai seama. Și vreau să vă spun că asta e butaforie. E butaforie. E butaforie. Deci eu nu beau șpriț, el nu bea rom. Lăsă romul jos, mă. Domnilor și domnilor, revenim la emisiunea noastră, care este o... Să-mi scoată cineva cu peroza asta de pe față, că mi-a rămas cu peroza roșie. Dar nu ne... Te rog frumos, vino aici, scoatem cu peroza. E colega noastră, nu e reclamă. Colega noastră, Danonino! Haide, haide, haide! Hai mai repede! Hai! Urmează, domnilor și domnilor, să trecem la numerotația telefonică sau... Auzi, mai taie din nas. Haide mai repede. Urmează să trecem la numerotația telefonică, da, oameni da, buni. Da, da. De fapt, am trecut deja la ea, dar să vă explicăm despre ce este vorba. Scoatem cu peroza asta, te rog. Lasă-i nasul mai jos. Ce ne lipsea în mijlocul balamucului din ultima perioadă? Ei bine, o schimbare de numerotație la RomTelecom. Mai nou, pentru legăturile urbane, trebuie să formăm și prefixul. Bine, e adevărat că între timp telefoanele fixe sunt din ce în ce mai puține, iar evoluția în viitor e cam sumbră. Dar ce contează? Avem mai multe cifre și numere mai complicate. Însă de ce să nu privim și jumătatea goală a paharului? Serviciile sunt mai proaste, patronii greci protejați în continuare de contracte oneroase, că vorba aia, să nu te încrezi în greci nici când îți aduc ceva în dar. Cum ar fi niște cifre în plus la numerele abonaților? Să-ți niște țiricule. Aceasta a fost, oameni buni, noua numerotație. Dacă îmi permiți un slogan, da? Numerotația încurcă nația. N-am înțeles nimic din modificarea asta. E normal. Cum să înțelegi tu care lucra la telefoane? Băi, greu să pricepe altceva. E incredibil. Dacă aveam o schimbare de manivelă, imediat pricepea, imediat vorbeai. Auzi, ceva? Înainte, într-adevăr, dădeam la manivelă așa și se forma imediat. Acum apăs pe taste sau dau la disc și ascult și nimic, nimic. Priviți. Bună seara, doamnelor și domnilor. Vă prezentăm în continuare știrile. Să dăm mai tare, că nu se aude nimic. Bună seara, vă prezentăm. Mă parcare prune în gură la bolilor de telecomandă. Dacă ar merge mai tare, dacă ar... Bună seara, bre! Acum dăm știrile, auzi, mamaie? Auzi, auzi, ce spășe. Cum se dă bolilor pe telenovela aia cu țigănia, inimă de pirandă? Ia să vedem. Mamaie, fii atentă. Lasă telenovela. Vă prezentăm noua numerotație RomTelefon. Apelurile din și către rețeaua RomTelefon vor fi formate din 10 cifre. În loc să mărească naibii pensiile, ăștia au mărit numerele de telefon bolilor. Ia să schimb eu totul. Nu schimb nimic, femeie! Învață să știi cum să sună nepot și la alte babe. Cine m-a fi pus să-i promit lui mamaia asta că-i cumpăr plasmă? Păi ce, eram prost să dau o căruță de bani pentru o babă surdă? Ce bolilor zice acolo? Nimic. Vă rugăm, luați telefonul ca să formați noile numere. Da, iau telefonul, da. Unde bolilor o fi telefonul? Unde l-am pus bolilor? E în dreapta matale, mamaie. Hai, aici, da. Nu e aici. Nu e aici? Nu. În dreapta e la altă, mamaie. După ce tu e surdă, mă ieși chiar. Ți-am auzit. Am auzit și o să fac reclamații la cine iasă, știi? Fii atentă, bre. Deci, noul număr RomTelefon cuprinde prefixul național 0. Așa se formeze cu 0 înainte să sunt pe filofeia să întreb dacă a început telenovela. Nu forma, că n-am terminat, mamaie, n-am terminat. Și acum 8 cifre. Da. Alo? 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 Bună ziua, a sunat la biroul de campanie al PDL-ului. Sunt doamna Undrea și momentan sunt plecată la Bulgaria, unde e chiar urât, nu ca la Neptun, la domnul Trean.
Pentru contracte de asfaltare urgente, de 8 cifre, apăsați tasta 1. Robotul? Dar n-am taste. Nu, am greșit. Păi dacă nu aștepți, mama e, dacă nu aștepți, deci, fii atentă, noul număr Rom Telefon cuprinde pe lângă prefixul național și cel local. Da? Așteaptă, femeie! Deci, 9 cifre, ia să vedem acum. Alo! Alo! Deci, cum se răspunde la telefonul ăsta care l-a primit eu și pagă-mi cadou? Cred că data viitoare o să cer și almanache de alea cu instrucțiuni. Alo? Alo, am format 9 cifre. Deci, mulțumesc foarte mult dacă a intrat în cont cifrele, care dacă mai prind un mandat la sector, deci clar o să ajung la 10 cifre care le meri. Deci, mulțumesc. Zopteo, a început inima de țigan, tu ești? Deci nimeni nu-și permite să-mi zic așa decât președintele de anelul care mă enervează până e de partid. Aici îmi pare rău, bolilor, iar am greșit. Nu știu ce se întâmplă, nu? Vrei, mama e. Vrei, mama e? Da. Vezi că bag un pic de publicitate? Așa. Să iau un algocalmin, mama e, că mă doare capul, mama e. Mă doare capul, mama e. A, păi atunci eu mă duc să mă... Bandele, să-mi aduci toți banii acasă, că nu dai ei salariu să-i taci în cârciumă cu toate fufele. Că plec la mama și iau și copilul. Nu speli un vas, nu calci o șosetă, mai lua de slugă, etc. Sânge de balaur. Crezi că dacă îmi dai de băut să-mi asum gura? Păi eu țin la băută, mă. Cianură de potasiu. Bun pentru bărbați dacă o iau femeile. Revenim din publicitate, da? Pentru a forma în rețeaua fixă, da? Formați deci prefixul național și prefixul local. Adică plus numărul, da? 13 cifre trebuie să formezi. Nu mă mai așteaptă, mamaie! Alo, am format 11 cifre. Alo? 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 Alo, Patriciu la telefon. Căline, tu ești? De cât ai nevoie pentru campanie? Ia, zi-mi să-ți fac un ordin de plată. Și de 10 cifre, cam și 11 miliarde. Am greșit, boalilor. Nu merge, mă, numerotația asta. Măi, femeie, măi, femeie, mă bagi în bel. Băi, femeie, mă bagi în belea, măi, femeie. Auzi, poate ai, boalilor, o boală, că te văd că tremuri așa, ții cu tine. Cu ce număr are la salvare? Că sună acum... 112, mamaie. Deci a rămas la fel. Nu s-a schimbat, mamaie, 112. Alo? Alo? Nu vă mai băgați, doamne, pe fir. Nu vedeți că e ocupat? Doamna doctor, ce se întâmplă? Iar face atingere cu mafia ungurilor, a homosexualilor și a negrilor? Nu se poate, doamne, așa ceva. Spuneți-mi, ce să iau pentru o anemie de electorat? Ia-ți adio, boalilor. Mai că, dar să știi că nu merge fixul ăsta. Așa că mai bine suni-o de pe mobil, că e mai simplu. Așa, dar de pe ce să sun? De pe Vodafone, de pe Cosmote, de pe Orange? Opa! Nu s-a zgâriat Vertu! Incredibil! Oameni buni, vă rog să vă procurați ziarul Tricolorul. Acolo noi apărăm ca reprezentanții mafiei ungurești a noii ordini mondiale. O să apărăm și numărul următor, să știți, numai în ultimele două. Da. Auzi, unde vrei să te duci de la publicitate? Unde se duce telespectatorul când începe publicitatea? Păi hai că mai e un cost de emisiune și mergem și noi la publicitățile noastre. Avem acum la cronicuță câteva greșeli de exprimare în scris. De exemplu, nefericiții de la N24 au confundat laburiștii britanici cu lauriștii, iar la TV Sport, stadionul Dinamo a ajuns stadionul din Mao. Chiar așa? Mai mult, craterul botezat Eminescu de pe nu știu ce planetă a devenit Emininescu, sărmanul poet nepereche în ce hal e pocit de epigoni. Trecem la irealitatea pentru o temă interesantă. Referindu-se la aterizarea forțată de pe aeroportul Băneasa, un invitat telefonic ne spune că... Deci ce se întâmplă? Orice se freacă de altceva produce o chestie. E clar că orice frecare produce o chestie, că asta știm din propria experiență. Depinde dacă ea chestie e benefică sau nu. Deci ce se întâmplă? Orice se freacă de altceva produce o chestie. Tot de la incidentul cu pricina de pe aeroportul Băneasa, avem și o altă relatare evident la irealitatea, unde reporterul este mortal.
Avionul IR-52 este un avion ultra ușor cu doar două locuri, condus de un singur pilot și care are o tonă și 400. E clar că dacă pilotul avea peste o tonă, avionul n-avea cum să aterizeze decât forțat. Aoleo, grea e meseria asta, că e exprimare corectă. Avionul IR-52 este un avion ultra ușor cu doar două locuri, condus de un singur pilot și care are o tonă și 400. Crezi că poți să conduc avionul ăla? Dacă ăla e ultra ușor la o tonă 400, mă întreb cum vor fi alea grele. Nu, pilotul avea o tonă 400, te rog. Indiferent. Domnilor și domnilor, să vedem ce mai vizualizăm la Cronicuță, ia. Imediat după publicitate la Cronicuță. Acum percepeți ceva? Vin glume din provincie. Simt un mare gol în stomac, pentru că mi se foarte foame, da? Aici facem o incursiune în visele Anei Leșcova. Desvisesc că mă taie, că îmi face ceva foarte rău. Nu pot să țip deloc, țin în mine așa, dar aș vrea să țip. Dezbrăcatul și-a făcut de cap de ziua bărbatului. Haide, haide! Ușor, ușor acolo! Și la final cântă Smiley, cel preocupat de fel de fel de chestii. Rămâneți pe prima! În câteva momente revine Cronica Cârcotașilor! Doamnelor și domnilor, s-a întors Cronica Cârcotașilor cu Uidu și Peinușă. Înfiorător, înfiorător! O melodie care a avut două note proaste la final, cred două, trei note proaste la final. Cine a greșit să ridice mâinile în aer, vă rog frumos, care, unde e? Mișu. Deci eu am greșit pentru că am fost de acord să vină trupa în emisiune. Dar acum continuăm această emisiune fără trupă până apar din nou. Doamnelor și domnilor, evident bâlbe din tembeliziune. S-au înmulțit oameni buni tămăduitorii bioenergetici pe la televizor, uneori deghizați în persoane respectabile, impostorii să dau experți. De exemplu, doamna din imagine desfundă canalele energetice ale numitei domnișoare Andreea Spătar, care nu simte nimic, auzi. Închideți puțin ochii. Nu, aici, Adrina, eu pot să spun ceva, dar nu vreau să spun. Da, mă puneți, vă rog. De ce? Ce simți în piept și în spate? Nu simt. Acum? Eu vă deblochez senzitivul. Acum percepeți ceva? Da, ce-ar trebui să simt? Nu știu, nu știu, rece, cald, înțepături, turnicături sau nimic, sau presiune, sau nimic. Simt un mare gol în stomac, pentru că mi este foarte foame, da? Aici! Draga Andreea, normal că nu simți nimic, dar dacă dai la o parte silicoanele, s-ar putea să simți câte ceva, o furnicătură, o ciupitură, o arsură. Dar să o lăsăm pe Andreea cu canalele energetice înfundate rău de tot și să trecem la Iliuță, băiatul cu puteri supranaturale și clar văzător de la OTV. El e supărat, praștie pe Cârcotaș. Cei de la Cârcotaș au vorbit despre mine că... Ce au zis? Mie îmi plac shooting-ul lor pe care îl fac, chiar n-am nicio treabă, dar ar trebui să nu mai râd atât de lume, să râdă în așa fel încât că chiar acele persoane au probleme. Sunt foarte mulți, Iliuță, sunt foarte mulți oameni care într-adevăr dar nu sunt ceea ce spun. Dar vreau să vă spun, nu am nici bani în cont. Dacă ar veni să vadă unde stau și în ce condiții stau. Cine să vină? Cârcotașii? Cârcotașii să vadă și că n-am dat niciun ban. Iliuță, noi te credem, că și noi mințim. Și dacă ne faci vreo vraje, să fie de-aia bună. Tot la OTV rămânem pentru că s-au întâlnit toți ziariștii de doi bani să discute despre Monica ca Columbeanu și răpirea ei. Cele două pațachine cântăcioase din trupa Ecstasy sunt supărate tu. Dacă apar puțin prin presă sau la televizor, într-adevăr lumea se ia de tine. De exemplu, de noi s-au luat mai nou Puidu și cu Găinușa. Ce v-au zis? Da. S-ar trebui să fim interzise ca și numele trupei Ecstasy, da, ceea ce... Foarte, foarte interesant în partea lor. Da. Mai ales că în ultima vreme am înțeles că mondenii sunt mult mai vizionați decât Cârcotașii. Da, mă rog. Alo, fetele!
Coborâți din copac. Păi se poate să fiți așa de sensibile? Voi niște dive supărăcioase mici? Dar când ne distrugeți timpanele, noi de ce să nu ne supărăm? Niciodată, niciodată nu credeam că ai să pleci de tot din viața mea. Niciodată, niciodată nu credeam că ai să închizi iubite ușa în urma ta. Auzi, ziariste cântăcioase tu! Cam așa cântă cică domnșoarele ziariste. În fine, ne ducem la Dansez pentru tine, unde găsim o glumă nesărată și un răspuns la fel de dietetic. Eu, pe cuvântul meu de onoare, că m-am uitat numai la cerebel. Ce a fost asta cu oftatul ăsta? Suntem totuși am în direct, Emilia. Am crezut că e închisă calea. Ah, pardon. Glume proaste din provincie. Vai! Eu... Maestre Patrichi, nu te enerva că se întâmplă și la case mai mari. Și în încheiere, prezentatorul Fane Bănică Junior încurajează copiii să vorbească la microfon. Numai că ăștia mici au personalitate, nu glumă. Iar acum urmează ca această micuță fetiță să anunțe publicitate. Publicul a adormit. Nu, dar e ceva, e o reacție normală, da. Să știi. Cel mai mult mi-a plăcut pața chinile alea două, care erau foarte supărate pentru că au apărut la Cronica Cricotașilor, au făcut și un dezacord pe această temă. Mari ziariște, ce sunteți, măi? Mie din mega show ăla, să știi că cel mai mult și mai mult mi-a plăcut de Patrick și de țărania ai lui. Ținând cont de locul unde se filmează, în Buftea, mi se pare un spectacol ușor de periferie. Nu că noi am filmat în altă parte, Piper, aici, dar... Revenim în buricul târgului, altul la noi pipera unde aduce după 5 ore, 6 ore. Nu mai striga pe Oana, că dansează imediat, și aude. Avem dans, fetelor. Bebelușe, vă rog să vizionați. Ea este Oana, ea este Delia. Draga, ai fost foarte sălbatică. Asta vreau Delia, să vă zic, uitați-vă sălbatică. Și dumneavoastră uitați-vă. Oana nici măcar n-a avut bani să-și ia niște plase pe ea. Iar asta mică are plasele de acum 5 ani sau și deci, nu, băi, frate, auzi, îți mai trebuie asta că mergem la pescuit. Vrem să mergem la pescuit cu ele. Vreau să vă spun, apropo de pescuit, Oana are nevoie de un năvod mai mare. Un năvod, nu vă gândiți la porcării. De pescuit cam 10 fete pentru Ibița. 10 fete pentru Ibița. În această vară puteți să mergeți cu bebelușa Oana în Ibița să dansați, să vă distrați. O să aflați mai multe informații dacă accesați www.cricotașii.ro. Pot să vin și eu acolo când agățați fetele alea? Măi, pescar bătrân. Pescar bătrân. Mă bag, da. Și eu, măi, bătrânul Hemingway. Unde să te bagi? Vise, taică, vise. Fii atent aici, vise. Prezentă la Teo în emisiune, Ana Leșco a fost ascultată de un specialist visolog, adică domnul din imagine, care interpretează visele. Din nefericire, Ana are probleme mari în timpul acestei activități. Ce se întâmplă atunci când visez, așa, și permanent sunt într-o cercetare, așa, și acolo și acolo mă uit, nu știu să explic exact cum stau lucrurile în visul acesta, dar țin minte perfect că găsesc acel ceva, domnule, mi-l pun în mânuță așa, domnule, și alerg așa, dar repede așa și să ajung, nu știu, acasă sau oriunde, undeva să ajung unde să mă simt bine și țin așa pumnul strâns și ajung unde să ajung, mă trezesc, domnule, și știu urme așa de la unghie și transpirate toate și mă uit așa, bine, n-am nimic, dar era atât de real. Vai, vai, vai! Ana, acel nimic care te preocupă este bine ascuns, dar nu în mânuța ta, ci în cutiuța ta ucrainiană. Dar stați, pentru că Anica are chiar și coșmaruri. Des visez că mă taie, că îmi face ceva foarte rău. Nu pot să țip deloc, țin în mine așa, dar aș vrea să țip foarte tare și nu pot să lovesc absolut deloc. Nu pot să mă apăr, știi? Și mă epuizează total așa. Dragia Maia, îți spunem noi despre ce e vorba. Când visezi nimicuri, zăpada e de calitate. Când te apucă vreun coșmar, Doamne ferește, ai avut parte de niște dero amestecat cu șuricioaică. Nu pot să fac ceva fizic, decât ți-am zis chestia asta cu aripile care mi se desfac și zbor deasupra pământului. Caut ceva ce-mi trebuie, cum ți-am explicat.
privirea ta pustiu, microfonul și un CD-ul, iar te-ndeamnă să visezi. Și dacă în vis nu poți cânta, pe scenă când vei urca, ce frumos ai să dansezi. Misiunea noastră, domnule, ce vise ciudate, incredibil, domnule, incredibil. E credibil, spuneți ce doriți, nu mă mai țineți aici ocupat la ghișeu de vise traduse, vă rog. Dumneavoastră sunteți marele visător? Nu, sunt un angajat temporar. Și marele visător unde e? A murit în somn. Spuneți ce doriți, vă rog. Domnule, de la un timp, să știți, visez niște monștri care mă atacă și mă aleargă. Și vă aleargă și vă prind? Nu, că fug. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă baftă, pe alții prind, să știți. Dom'le, serios, acum ce înseamnă? Visez numai prăbușiri, numai crime, numai umor, numai urori. Adormiți cu televizorul deschis cumva? Da. Mai alea, să știți că nu sunt vise, sunt știrile de la ora 5 noaptea în reluare. Închideți televizorul, vă sfătuiesc. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, m-a salvat. Dar dumneavoastră ce visați? Domne, deci eu visez, ca să zic, mai mult science fiction. Nu tu țigănie, nu tu manele, visez autostrăzi. Science fiction. Asta nu e science fiction, domnule, e Canada, domnule. Deci visez Canada. Uitați, imediat avem un vis urât aici la noi, dacă îl cunoașteți. Îl cunoașteți pe domnul? Ăla cu moartea? Da. Frumos vis urât. La Mămăruță, în emisiune, a eșuat moartea din Carpați. Mă rog, moartea pasiunii din Carpați. După ce a visat un picior în plină figură, Moroșanu face dezvăluiri complete. El este romantic, dar noaptea, să nu-l vadă lumea. Și nici dar ești un timp romantic? Adică îi duci flori iubitei tale? Nu, Cătălin, deci nu sunt genul care să mă duc cu floricica în mână și să se uite toată lumea pe stradă. Uite ce romantică, tip, e urât. E ca mie, mi se pare urât. Ai dreptate, frate, corect. Mie, toată lumea se uite, uite, păi, drăgostiți cu florile, ce frumos. Și e urât. Cum faci? Cum fac? Nu-i duci flori? Ba da, îi duc flori, dar îi duc noaptea, ascuns frumos. Bravo, măschi, osule. La următorul meci în K1, să-i duci flori lui Bonianski sau cine te mai cafti. Că ești rău numai de gură și de figură. În rest, steroizii ascund un suflet romantic. Fii sincer, ai plâns vreodată pe umărul mamei? Nu, n-am plâns niciodată. Dar din dragoste ai plâns vreodată? Dar nici nu l-am emisiat din dragoste. Când eram mai micuț, mă uitam. Dar acum nu, pentru nu ce cu emisiunea. Dacă tu ai prins vreodată din dragoste, bre. Ce să prind din dragoste? Cum? Ce să prind din dragoste? Nu, dacă ai plâns din dragoste. Dacă am plâns, Doamne ferește, nu. Nimic? Niciodată? Nu. Bravo, Cătălin, mi-a plăcut aia cu bre. Vrei, nu da. Înțeleg totuși de ce Șerbănică ești atât de răutăcios. Eu, răutăcios. Da, ai fost răutăcios în comentarii. Uite la noi aici cum se duce Moroșanu echipat noaptea să ducă flori. Banana. Julieta, am venit. Cine e? Romeo. Nu! Moartea? Da, eu sunt moartea din Carpați, porecla mea. Lasă-mă în pace, bestie. De ce ai venit? De ce am venit? Am venit să-ți aduc niște flori. Prinde buchetul ăsta. Imortele! Da, că sunt mai rezistente. Hai, te îmbraci că am venit să te iau. A venit moartea să mă ia? Să te iau în oraș, dragă! Ia uite, leșinat, face exact cum am făcut eu un meci. Da, exact ca atunci, exact. La fel, la fel. Nu știu dacă l-ați recunoscut pe ăsta care joacă în rolul... rolul de moarte, din Carpați. Da, e al nostru, Mocofanu. Cum îl cheamă? Mocofanu al nostru. O să-l vedeți imediat în alt rol, îl prinde mai bine. Ăla fără coasă și cu fular. Să încerci și cu coasă. O dată face. Bă, dar de ce să-mi faci una ca asta, a? De ce? De ziua mea să mă strici, să-ți bagi joc de mine? Ce vrei, mă, lasă, mă, pace, mă. De ce, mă, zi, de ce? A? Gât, dau una acum. Are o mare problemă, merge foarte bine, asta e. Să stai aici cu minte, că te sparg. Ai de gât? Taci! Cum vi se pare evenimentul? Cum se pare evenimentul? La mulți ani! La mulți ani! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Cum se pare evenimentul? Foarte frumos! Abureală! Mulți sărani! Și așa, se poate spune și așa. Și unde ți-e prietena? Era aici. A plecat. Hai la o bere! Răzvan,
Ați ieșit la agățat să trăiți, Aoleu, la Mulțean? Sănătate și să trăiți, botezatul! La agățat ați ieșit la agățat? Da, bineînțeles! Și pe cine a spus ochii de aici? O nevastă mea! Aoleu, acolo? Da, bineînțeles! La mulți ani! Fratele meu, câte beri poți să bei, dar sincer? Dacă te multe, pui așa, zi! Multe! Multe! 20? Da! Te duci la baie? Nu! Deloc? M-am adus, dar nu... Este genul de bărbat care are vezică de aia mare, de 20 de litri. La mulți ani! La mulți ani! Ce frate, sunteți măcheri! Ați venit la agățat, ați venit la... Vezi să sun cu băieții, dacă te iei de mine, te zic lui Smail. De vezi că ăla e rău, să știi. Hai că am niște locuri de parcare, bagă-te acolo. Unde și... Unde mă bag? În parcă dreapta, da, și du-te. Mai sunt mici, bere astea. Du-i la toaletă, două, trei locuri de parcare, hai. Hai, pa, la revedere. Dansezi pentru mine, hai. Bine. E clientul, e clientul. Dumneavoastră sunteți clientul? Eu sunt clientul. Sunteți clientul ei? Clientul ei. Cât mai merge? Ai înroșit toată. Ce-i faci în noaptea de ziua lui? Nu vedeți, domnule, plecați că mă vrea pe mine. Da, deci eu sunt clientul acum. Hai, plecați, vă rog frumos, hai. Hai, 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 hai. Nu e așa că nu mai puteți să vă țineți? Da. Nu e așa? Nu e așa că nu mai puteți să vă țineți? Mai încercăm. Țineți-vă bine, mai poți să te ții? Normal. Ia să vedem. Gravă treaba. Îl scap? Nu, nu, nu. Ține-mi tare. E ocupat? Da, este foarte ocupat. Explodează. Doamne, știți că e o bombă! Auzi, auzi, fii atent! E mai mișto bea decât treaz? Da. Deci ai stare, frate, ai... Ai o stare de-aia frumoasă. Ți se pare că ești cel mai... Te simți în alouă la cer. Domnul... Câte bere ai băut? Eu? Destule. Câte? Cel puțin 10, să zic. Deci, oamenilor, dacă e ziua bărbaților, distrați-vă! Deci fac apel la părinții, fac apel la părinții acestui copil. Veniți și luați-l! Nu mă luați! Aoleu, câte bere ai băut? Păi fii atent, eu nu beau în viața mea. În viața altcuiva bei? A, păi nu, fiecare are viața lui, nu? Câte bere ai băut până acum? Minus 6. 6 beri? Minus 6 beri. N-ai băut? Adică n-am băut, da. Trebuie. Cu? Minus 10. Se vede că ești roșu la față. Salut! Vreau să spun că am o casetă cu Laura Cosoi. Așa. Când se pupa cu mine. Dacă e. Vrei, ți-o dau. Da, aș vrea. Da? Da. Vreau să o șantajez. Bine, hai că mă vin după. Dai o bere, hai, pa. La o parte! La o parte, la o parte. Mai bine careva, nu mai bine. O nebună. Asta e. Dacă mă atacă cineva, cum interveniți? Nu știu, mai mă gândesc. Și și tu un cai cu... Da, posibil. Da? Da, da. Ia să dăm noroc, să văd de... Nu, gata. Gata. Mi-a părut bine. Prietenul dumneavoastră cu ce se ocupă? A, treaba mea. Treaba, nici nu vă mai întreb mai multe. Ușor, ușor. Rus? Adică ce înseamnă în engleză? Rulează. A, rulează în engleză rus, da. Bine, un mesaj pentru Cărcotaș, că ești frumoasă. Să o țineți tot așa. În sus. În sus. La bătrânețe să o țineți acolo. În sus. Pa, te pupăm, la revedere. Să venim la tine să ne uităm. Cum ar fi real? Ia, cum ați făcut? Ia. Unde vă e soțul? Nu mai e. La 12 ani, și ați ieșit cu doamna la o bere? La o bere, la o ședere. Berea noastră e... Beau mult românește. Bea, mămică, care are bani. N-aveți bani? Na, mămică, cam pensia. Păi acolo, amico. La 3,5 milioane să beau bere aici. 3,5 milioane aveți? Da. O grămadă de bani. Îți mai dau și ce e, mamă. Mai dăm două. Gata, mulțumesc frumos. Să rămână, doamnă. M-a rugat soțul dumneavoastră, că este ziua lui, cât stă la el la bere, la mi, să stau eu cu dumneavoastră. Ați vrea să fim un cuplu perfect? Nu, mulțumesc. Nu? Cum te cheamă? Dă mânuța la mine. Hai, iubire, dă mânuța la mine. Hai să mergem. Avem pâine acasă? Nu mai filmam, mă, că sunt cu familia. Dar rămână! Îmi dați mie cățelul! Să țin în brațe un pic! Îl dați?
Hai. Nu, 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 nu fă cu el. Gata, 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 gata. Iată lângă mine este buna mea prietenă, Andreea Marțea. Bună seara, la mulți ani. Ce faci, fată? Bine, uite aici la ziua voastră, bărbații. Ai angajat ucenică? Nu încă. Ne hotărâm acum, ne gândim, nu știm care merită. Aveți... Ce calități ar trebui să aibă? Să fie bună. Bună? De? De filmare. Știi că ești fată mare. O să ținem cont. Un mesaj pentru noi, cărcotașii din toată țara. Vă iubesc și îmi place, îmi place Savarina. Prăjitura. Da, mir. Mă, mi-a venit apă în gură. Faceți loc. Vă rog foarte mult, foarte mult aici. În spate. În spate. Ușor, ușor! Haide, haide! Ușor, ușor acolo! Ușor! La mulți ani, bărbaților, la mulți ani, femeilor, am să mănânc și un mix, să beau o bere, dar n-ai cu cine, bă, n-ai cu cine, niște țărani. Noroc cu asta mică că-i deșteaptă și mă duce acasă, care are computer de bord. Pa! Vreți să vă spun care este culmea fuduliei? Culmea fuduliei este că Sindicatul Liber al Polițiștilor a protestat față de spotul ăla cu n-ai cu cine, bă, n-ai cu cine, niște țărani, că atentează la integritatea lor la morală. La autoritatea, autoritatea par care avea la ce se... Deci dacă interzice CNA-ul spotul respectiv, promit să-l dăm la cronică, gratuit. Dar să știi că dezbrăcatul a greșit, nu n-ai cu cine. N-ai de la cine, aia era. Și noroc că l-a dus mașina acasă, că nu-i mai pornea. Deci când s-a suit acolo din cauza de dans, mașina fiind deșteaptă, l-a rejectat. Asta n-a mai apărut în emisiune, mă rog. A, cred că avem dans la ora asta. Avem dans. Ucenicele, nu? Ar vrea ei, băieții, așa niște ucenice ca ale noastre. Fetele astea pășeau aici în studio foarte timide împreună cu alte 18 fete și dansau pentru cronica cârcotașilor atunci când alegeam bebelușele. Așa e, mă, bebeluselor. Asta e, mă, cum e acum la atâta timp de când voi dansați aici la noi? Păi uite, s-au apucat de fumat, nu vezi că uite ce scoate fumul aici din studio. Scoate Ioana și cu Cristina ultimul dans al cronicuței din această seară. Mulțumim celor care au intrat pe www.cârcotașii.ro și ne-au spus toate bulbele și tâmpenile din televiziune și nu numai. Și avem și o surpriză pentru fetele care vor să, fetele rele care vor să ajungă în Ibița în această vară. O să discutăm de asta la finalul emisiunii. Ia. Ia. Ce mai e? Cum ce e? Uite. Ne reîntâlnim la cronicuță cu colegul Iosif Buble de la Antene, lucrător pe acolo. Bună ziua, Iosif, ne auzi? Aud. Bună ziua, Iosif, te ascultăm. Mă auzi? Din păcate, nu ne putem înțelege acum cu Iosif Buble, vom reveni. Băi, frate, ăsta nu știe niciodată când e în direct și când nu e, dar nu e vina lui, e vina celui care l-a angajat și nu-l dă afară. Bună ziua, Iosif, ne auzi? Aud. Bună ziua, Iosif, te ascultăm. Mă auzi? Din păcate, nu ne putem înțelege acum cu Iosif Buble, vom reveni. La Prima TV avem o colegă nouă la știri care le zice nene. Aproximativ 30 de DJ din țară și din străinătate au învârtit plantanele până târziu în noapte. DJ au învârtit platanele, draga Andreea, pe bune. Și nu mai plânge când te vezi la gronicuță că e reclamă pentru tine. Ia întreabă-l pe nefericitul de Bucur. Aproximativ 30 de DJ din țară și din străinătate au învârtit plantanele până târziu în noapte. Dar să o ascultăm acum pe Carmen Șerban, manelistă de renume mondial, specialist în folclor și nu numai. Au recunoscut că am cântat cel mai frumos colindele. Le-am făcut pe înțelesul tuturor, am umblat puțin la text, le-am mai aranjat gramatical, ca să zic așa, nu vreau să îl fac mai mic pe
regele colinzilor sau din România, dar asta este. Regele colinzilor? Bine că ai corectat tu folclorul bazbuzducă pline de ifose ce ești. Nu vreau să... Îl fac mai mic pe regele colinzilor sau din România, dar asta este. Și încheiem cu imagini de la Euforia, unde ni se dau sfaturi de stil tu. De la un specialist. Nu-mi place aceste sprâncene subțiri. Nu că nu te caracterizează deloc. Pentru că fizionomia este oricum este ascuțită, iar sprâncenele te face și mai ascuțită. Auzi, maestre, mai bine te-ai lăsat puțin de modă și n-ai mai face agramatisme. Ca atâtea dezacorduri într-o singură frază n-am auzit nici la piață, tu. Nu-mi place aceste sprâncene subțiri. Nu că nu te caracterizează deloc. Pentru că fizionomia este oricum este ascuțită, iar sprâncenele te face și mai ascuțită. Deci sprâncenele care le are te face și mai ascuțită, ca nu mai aplaudați! La asta trebuie! Nu-mi plac sprâncenul deloc, să știi cum arată. Asta ca să le corectăm. Numai succesul a avut domnul respectiv, deci mare analist de artă, mare... Trendy Flensy. Vă așteptăm pe www.crocotașii.ro. Fetele care vor să plece în Ibița au acolo un loc al lor. Trebuie să se înscrie și se vor întâlni cu bebelușa Oana în Crystal duminică pe la ora 12. Venim și noi să aruncăm un ochi. Fetelor, 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 bebelușa Oana vă așteaptă la ora 12 să aleagă norocoasele care își vor petrece vacanța de vară în Ibița, dansând de mama focului în cel mai fierbinte club de pe insulă, Amnezia. Dacă nu v-ați înscris până acum, accesați www.crcotașii.ro și lăsați acolo datele de contact. Și nu uitați, fetele bune ajung în rai, iar fetele rele merg la Ibița. Ultima dată când am fost în Ibița, împreună cu colega noastră aici de față... Oana, pot să mă înscriu și eu? Arăți foarte bine pentru casting. Mulțumesc că și o să crească și părul lung blond până atunci. Nu, părul... Luma așa cum ești. A puțin cam păroasă, dar nu e nicio problemă, să știți că acolo în Ibița sunt pentru toate gusturile. La naiba. El știe. Taci în gură. Am făcut furori pe acolo. Doamne și domnilor, mai ales voi domnișoarelor, dacă vreți să vă înscrieți, intrați pe site la www.crcotașii.ro și aveți acolo o porțiune de înscris pentru castingul de duminică. Unde se plătește bine, Înscris la ora 12. Trebuie să vii până acolo să vezi despre ce. Bă, dacă trebuie, vin să nu, știi. Nu, și eu vin. Nu zic că trebuie să ajung și eu acolo să văd cum dansează lumea, altfel nu se poate, nu se poate. Și acum fă legătura aia, fă legătura. Apropo de dansează. Așa, foarte bună. Doamnelor și domnilor, ultima parte din cronica crăcotașilor va fi ocupată cu un domn preocupat. Doamnelor și domnilor, Smiley! Vreau să vă povestim despre Smiley. El are un nou album, l-a făcut de unul singur. De ce nu e la mă și pe aia de la Simplu cu tine? De ce mă, de ce? Ba, i-am luat, dar stau mai mult în culise, în general. Da, e adevărat, văd că ai venit cu trupa live, oameni buni, oameni live, cum ar zice un prieten de-a. Nu se cheamă trupa ta? Se cheamă... Trupa mea. Se cheamă trupa mea. Trupa lui Smiley. Smiley's Bang. Nu Bang, Gang. 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 Vreau să vă spun că de câte ori mă uit la televizor și îl văd pe Smiley cum dansează și se duce la cabine. Ce dracu faceți la cabine acolo? Toată lumea ce la cabine, oameni buni la cabine. La cabine ne schimbăm pentru al doilea dans sau la cabine. Am înțeles. Așa, deci totul se întâmplă la cabine, oameni buni. Da, se mai întâmplă? Gata. S-a liniștit bine. Ai scăpat-o pe fată în cap de câte ori? În cap n-am schimbat, n-am scăpat-o, am scăpat-o în dinți. În dinți. Asta observi că a slăbit? Da. Nu-l chem și pe el la... Adică ce vrei să insinuezi, n-am înțeles. E foarte bun dansator, asta vreau să spun. Se trimite la cerebel la sală, că acum așa deschide. Piesa, vreau să spun că piesa pe care ne va cânta Smiley în această seară se numește Preocupat cu gura ta, mai nou este dentist, oameni buni. Are... Ai instrumentarul necesar sau? A, îl am, da, e aici. Versurile le știi? Nu le uiți. Sper să nu uiți. Smiley la Cronica Crăcătoșilor! Sunt defect.
Mulți spun că sunt bogat, dar eu cerșesc fericirea în patul tău sărat. Mulți spun că sunt frumos, dar fără dragostea ta pot spune că sidos. Mulți cred că sunt genial, dar fără tine sunt doar un tip banal. Și mulți dintre ei te vor să fii jumătatea lor. I-aș bate cu mâna mea, dar mâna mea e prea ocupată cu mâna ta. Și crede-mă, nu-i ușor să lupt contra tuturor. Pe bune i-aș înjura, dar gura mea e prea ocupată cu gura ta. Că sunt golan, dar când ești tu lângă mine mă simt un gentleman. Mulți vor să-mi te ia, dar cheia inimii tale e ascunsă în inima mea. Mulți cred că n-are rost, dar niciodată mai sigur în viața mea n-am fost. Mulți cred că pot undi pentru noi, dar noi nu înseamnă mai mult, noi înseamnă doar doi. Să fii jumătatea lor. I-aș bate cu mâna mea, dar mâna mea e prea ocupată cu mâna ta. Și crede-mă, nu-i ușor să lupt contra tuturor. Pe bune i-aș înjura, dar gura mea e prea ocupată cu gura ta. Săptămâna viitoare!